Mulți dintre noi alegem să consumăm tot mai des nuci atunci când ne gândim la o gustare sațioasă și crocantă între mese. Specialiștii susțin că grăsimile sănătoase, mononesaturate, de tip omega-3, pe care le conțin acestea, contribuie la scăderea colesterolului rău din sânge și ajută la creșterea celui bun. Acest lucru favorizează menținerea unui sistem cardiovascular sănătos. Totodată, micșorează riscul de a dezvolta boli de inimă sau de a suferi un accident vascular cerebral. Un sfert de cană de nuci asigură 90% din doza zilnică recomandată de acizi grași. Nucile caju, alunele de pădure, nucile pecan și fisticul sunt bine cunoscute pentru aceste proprietăți benefice. Dacă obiectivul vostru este reducerea grăsimii abdominale, puteți opta pentru nucile de cocos. Apropo, cum preferați să spuneți? Cocos sau cocos? Cocos. Cocos. Astăzi am cumpărat un cocos. 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 La micul dejun am gustat cocos. 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 Iubim produsele din cocos. Cocktailul de cocos e foarte gustos. Cocos. 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 Îmi place cocktailul din cocos. Am băut lapte de cocos. Cocos. Din cocos se face laptele. Am mâncat ieri un cocos. Cuvântul cocos se desparte în două silabe, co-cos, iar accentul corect este pe prima silabă, cocos. În dicționar, nuca de cocos este definită drept fructul cocotierului, cu suc lăptos folosit ca hrană, coaja fiind întrebuințată în industrie. Termenul provine din limba germană, cocos. Să exemplificăm accentuând corect. În vacanță am băut apă proaspătă de cocos direct din fruct. Desertul a fost decorat cu fulgi de cocos ras. Uleiul de cocos este cunoscut pentru beneficiile sale asupra pielii și părului. Încheiem aici episodul de astăzi al Dexului de pe stradă. Vă îndemnăm să respectați corectitudinea limbii române în fiecare cuvânt pe care îl folosiți.